A fost primul și primul animăluț. Da. Era cea mai ieftină. Mare problemă. Da. Cam foarte multe. Deci cât sunt mici, lăsați în pace să se bată, să se certe, ca să se poată așeza ierarhia. Păi ia, dă-l în coasă, îl sparg. Glumeam, mă, stai cu minte. Cum le spunem și secretul nostru cu Alex Fota de la Din Terariu. Vrem să aducem... Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat, împreună cu făcătoarea de fermier, că doar știți. Astăzi o să povestim un pic despre animăluțe. Știați din fancast-ul anterior că astăzi o să vorbim despre animăluțe, primele animăluțe pe care le-am avut, modificările pe care le-am făcut, că ne-am sucit 1000 de ori, cel puțin 1000 de ori. Stați, mai avem din când în când probleme tehnice, am să filmăm afară pentru că e mai vesel. Da. E mai vesel decât înăuntru acolo și mai avem probleme acum. Capra o bate pe mama. Pudin, tati, jos. Lasă-i bătii cu tati. Probleme tehnice, am revenit. Bun, cu ce începem? Zicem primul animăluț din fermă. Primul și primul animăluț. Inițial, când am făcut clădirile, au fost pornite pe porci, păsări și magazii. Asta am mai zis și data trecută. Deci porci, găini, nu păsări, că păsări sunt și prepelițe. Prima oară a fost găini și au fost găinile de țară prima oară. Și cele albe? Nu, deci nu, noi vorbeam acum de cum am început. Am început ca idee camera porcilor cu terasă, camera găinilor și magazia. Da. Ne referim la clădirea din spatele nostru. După care a venit un martie. Da, un 17 martie și pe 17 martie sunt născut eu și fratele meu și ne-am făcut ziua, weekendul acela. Da. Undeva pe lângă 17. Și a primit cadou. O moțată. O moțată. Moțata a fost primul și primul animăluț. Da, te rog frumos să pui poza. Stați cu moțata, așa, da, vă las poza. Să pună poza cu moțata. A fost prima mea. Fericirea. Da, a fost prima mea interacțiune în fermă cu primul animăluț. Stați așa să vă aduc și personajul care ne-a adus primul animal. El este Chiru, este prietenul meu, este prieten? Da, salut. Încântat, Alex. El a venit cu primul cocoș de moțată, cu Ștefan. Da. Cum te-ai gândit să vii? Stai așa, să dau asta un pic jos ca să te auzi și tu. 2 secunde. Dar ce faci, interviu? Cu fel de 2 minute te chinui. Păi m-am gândit ce cadou, cel mai bun cadou al tău ar fi fost ca să începi. Era o găină, că un porc nu puteam să-ți aduc. Ba da, era frumos și un porc. Așa. Era scump, asta vrei să zici. Exact. Așa. Și am vrut ceva special. Păi și porcul era special. Moțata e mai special. Păi și cum de-ai ajuns la moțată? N-am găsit moțată? Porc cu moț, știi? Cum de-ai ajuns la moțată? Că sunt atâtea specii, atâtea rase. Asta se... Era cea mai ieftină. Hai mă recunoaște! Hei! Nu, aia se găsea în România, nu prea, oricum nu prea se găsesc. Și ce, ai venit și tu, ai venit ca la, așa, cum să zic eu, cu mâna în dos, cu un cocoș. Exact. Și cocoșul ăla știi cât a suferit singur aici? Atâta s-a găsit atunci. Da, vezi că vine martie și la anul, ce animal îți mă aduci la anul? Ia zi în fața camerei ca să-ți știe lume. Un struț. Un struț, gata. S-a scris, s-a notat, gata, e liber de la mine. Du-te, poți să faci grătarul. Bun, deci ideea cu moțatele, dacă am primit deseori întrebarea de unde am ales rasa asta, din cauza lui am ales rasa asta, a venit cu un cocoș. Deci imaginați-vă o clădire goală, o curte de păsări, de găini goală și dintr-o dată un cocoș a apărut. Am știut, primul cântat de cocoș a fost extraordinar, deci toți eram cântat, n-avea nicio treabă Ștefanel. Numai că ne-am gândit să nu lăsăm singur. Și atunci am început căutarea la moțate olandeze. Se aduce și lui o doamnă, două și dă-i și caută. Am postat pe grupuri. Știu că la un moment dat chiar am postat în glumă că nu lăsați singur, nu vrem să lăsăm singur, că e trist, că... Și după 2 zile de căutări ne-a scris un domn care a fost foarte amabil și a zis că știe pe cineva care are în militari 2 puicuțe pentru că i-au murit cocoșul. Era 10 seara în momentul în care și am zis o să scriu mâine că nu-mi permit la ora asta. Și a zis nu, scrieți la ora asta că nu e nicio problemă. Și domnul din militar avea 2 puicuțe. Într-adevăr îi murise cocoșul, dar le ținuse prin casă, pe birou. Avea copii mici, copii, da. Adică le făcea duș ca să le bage în casă, adică avea grijă foarte mare de ele. Și așa, atunci ne-am dat seama că pe piață nu există, că e greu de găsit. Mai găsisem, dar foarte departe, prin Cluj, prin zona cealaltă. Asta vorbim de acum undeva la 2 sau 3 ani. Da. La ora actuală se găsesc moțate olandeze destul de ușor la noi în țară. Atunci erau și scumpe și se găseau și foarte greu. Am vorbit cu domnul din militar și s-a dus Alexandru și a luat moțatele de la dânsul. Și așa am început să avem 3. Erau fericite, stăteau sus, cred că ai poze. Da, să caut. Tot timpul se cățărau, era fericire. Până în momentul în care ne-am hotărât să mai cumpărăm găini. Pui, de deja măricei, pui măricei de aici din sat. Și am luat și am adus. Probabil unde, nu știu ce a fost în capul cocoșului.
Dar probabil că la un moment dat s-a simțit depășit de efectiv, de femei, și a intrat în depresie. Da, adică... a intrat în depresie. Nu se mai dădea jos, nu mai mânca, nu mai bea apă și l-am găsit după undeva la câteva zile după, l-am găsit pe alt server. După puișorii, vă lasă poze, cam poze și când am băgat puișorii acolo. Mâncărică, apă, probleme multe, decese, până ne-am prins cum stă treaba, parte din ei au venit și bolnavi. 3-4 pe zi. Da, 3-4 pe zi, au venit și... Adică în mare parte au venit bolnavi când i-am luat direct bolnavi. Gândiți-vă că locul ăla era primul an când au fost băgate găini acolo, deci s-a ridicat construcția, nu exista să fie vreo boală acolo înăuntru, nu era nici mai mică șansă, era totul alb, era curat, nu era o dejecție pe jos, în fine, era de la Moțate, da. Și s-au curățat din 180, cred că am trecut iarna cu 30-40. În fine, asta e altă discuție, ne-am învățat după aia și am început să ne scoatem noi. Oricum, până să se ducă cocoșul, noi am apucat să strângem câteva ouă de la ei, că au început să întrețină relații intime și am strâns câteva ouă și mai departe, ce vedeți acolo, sunt oarecum... De la Ștefănel. Da, da, multe generații. Lui. Multe generații de Ștefănel și acolo ei sunt. Chiar avem cocoși care seamănă foarte tare cu Ștefănel. Ștefănel, după ce a murit, din păcate, eu cu frățiorul meu asta, pe scurt, doar eu zic că tu o să... Nu, aici trebuie să mă las. Când a murit Ștefănel a fost doliu, o zi întreagă. Au venit acasă domnii frați. No, hai să le umflăm. Nu, e adevărat, eram un pic tristuți. Poate mi-a dat o lacrimă. Tăia mama ceapă, făcea salată de vinete. Și de la ceapă aia m-au luat ochii. Știți cum e? Cine mai tăia ceapă, știți cum e? Că emană... Au plâns amândoi după Ștefănel. Era doliu. Doamne, copii de ăia nebuni, am vrut să luăm să-l îngropăm aici. Nebun la cap, ferească sfântul. Era printre primele păsări aici. De fapt, a fost prima pasăre aici și ne părea rău. Mai ales că nu știam de ce a murit. Bine, după aia cred că n-am dat seama. După depresiv. Da, după povestea cu Bogdanel, cu Ștefănel, pardon, cu Ștefănuț, cu și cu Moțatele au rămas în continuare. I-am găsit un cucuș, nu știu ce s-a întâmplat mai departe. Bine, mai departe nu mai știu cum i-am găsit alt mascul sau poate din nou le-am crescut și am făcut, cred că tot așa. Nu, am crescut din da. Nou. Am luat, am băgat la incubat în Cleo, am scos pui, au ieșit și cocoși, automat am refăcut familiile și îi avem acolo în box, ați văzut. Următoarele animăluțe au fost prepelițele. Mi-aș fi dorit prepelițe din star, dar nu l-am simțit niciodată pe Ales că este pro prepelițe. Și aici... la un moment dat el cred că s-a uitat pe grupuri și el a venit cu ideea. Ținând cont că nimeni nu ne putea spune aia merge, aia nu merge și așa, trebuie să ne dăm noi seama pe parcurs. Clădirea, deci a fost pentru găini, în partea aia unde este boxa mare, în dreapta este magazia și mai rămâne ultima cameră, să spunem așa. Era imensă, era făcută pentru porci cu terasă exterioară, am zis și în celălalt farchest. Ideea e că eu am luat, am făcut din OSB cu structură pe pătrați de lemn, cum am știut și eu, am făcut un zid și am despărțit. Am zis, era mult prea mare aia de porci ca să fie cuși de prepelițe. Adică exact, era... sau, ba, dar nu era prea mare dacă făceam la un nivel da, să vindem la magazine, de exemplu, și magazinele se vândă mai departe. Și atunci ca să aibă căldură, că la prepelițe temperatura este foarte importantă și pe timp de vară și pe timp de iarnă. Am dat-o pe jumate. Nu, cam chiar e mai mare la... E mai mare la iepuri? Da. E un pic mai mic la prepelițe decât la iepuri. Am calculat, dacă nu mă înșel, mă oprea ceva. Vorbeam despre cum am împărțit camera acolo. Ne-am dat seama că cu porcii nu e mare afacere dacă nu ai tu cerealele. Ori să ai arendă, ori să ai terenuri pe care le lucrezi. Automat noi nu avem utilaje, nu avem ce ne trebuia, să dăm în arendă, nu știu cum se împarte, nu știu cât îți dă, 20% panda, că e 20%, 10%, nu știu exact. Urmează în episoadele următoare să mă duc să-mi iau eu arenda, ați văzut vlogul de sâmbătă dimineață, n-am vrut să iau arenda că aveau treabă și acolo să discut un pic cu domnul, să-mi zică exact cât se ia la hectar sau la, în fine, facem noi conversia după aia la jumătate de hectar, câte kilograme de cereale luăm noi. Nu se ia în fiecare an la fel, în funcție de product. Și asta, da. O să discut acolo și o să vă... Deci nu era... Noi trebuia să cumpărăm hrana porcilor. Muncă era foarte multă, făle, curățenie, că aș fac nevoile și mănâncă și tot. Plus că iarna, adică nu, îi vindeai repede, dar nu merita, în scurt. Băgai primăvara, vara, toamna ca să-i vinzi iarna. Și iarna te bucurai, să spunem, la niște bani, dar nu aveai profitul, că dacă puneai pe hârtie câte kilograme de cereale le-ai cumpărat, nu ieșeai nicăieri. Și ne-am hotărât să facem prepelițe în partea elaltă, m-am hotărât eu, am stat și am căutat o grămadă de ce aș putea să fac, nu știam cu ce se mănâncă, am făcut camera, peretele. Și ne-am dat seama. Am cumpărat cuști, am pus linoleu pe jos, am dat cu var, am văruit, am luat prepelițele, nu contează de la cine le-am luat, am avut o experiență neplăcută aici, nu vreau să spun mai multe, nu facem reclamă negativă, dar de-aia nici nu o să spun de unde le-am luat. Și a început producția, mai țin minte că le-am scos din cutie, am luat doi prieteni cu mașinile. Le-am cumpărat direct, am luat o otoare. Da, doar femele. Doar femele și mature încât să dea drumul la producție.
mare problemă. Da. Cam foarte multe. Am avut 400 femele, nu? 400. 400 sau 400 și un pic de femele, vă dați seama, undeva la 302 cel puțin pe zi, dă-i și vinde. M-am bazat foarte mult la început pe cunoștințe și pe prieteni. Am zis că sigur o să dau cât, mi-e greu să dau 6-7 caserole pe zi. E, credeți-mă că a fost foarte greu. Am aruncat... Na, la un moment dat, cel puțin vara, acum avem experiența și știm că vara vânzarea este mai slăbuță pentru că lumea în general este în concedii, e plecată și atunci cine ar cumpăra. Dar am avut o vară în care ne-am apucat și am scris la fundații, ONG-uri, cămine de bătrâni, cămine de copii. Deci am făcut un mail în care copii paste trimiteam la toată lumea. Noi deja certificat, noi am pornit direct cu certificatul de la DSV, deci eram în regulă și am vrut să le donăm, efectiv să le donăm. Ne-am dat seama că avem o cantitate mult prea mare și că să le dăm, deci să le aruncăm. Adică era chiar culmea să produci ca să poți să arunci. În momentul ăla ne-am dat seama că să și donezi este foarte greu. Nu ne-a răspuns absolut nimeni la niciun mail. Nici măcar să ne spună, nu știu, orice, orice. Vă mulțumim frumos, dar nu, măcar atât. Deci nu, n-am avut cui dona. Și la un moment dat strânsese și ne-am apucat frumos. Am desfăcut caserolele, le-am pus în găleț. Și aruncă-le. Și le-am aruncat. Ce vreau să faci, da? Nu vă spun că nu era, adică sentimentul nu e deloc da, ceea ce de trebuie. Din perioada aia mi-am dat seama că trebuie făcut ceva neapărat, pentru că ori trebuiau tăiate și lăsate, să spunem, 100, ori dacă nu, trebuia cumva o reclamă destul de mare ca să reușesc să vând cantitățile alea de ouă, că nu rezolvam nimic așa. Și am, știu că am și tăiat din ele, au rămas 400. Da, da, da. Și după aia de acolo, vă zic sincer, de acolo a început treaba cu TikTok-ul. Ușor, ușor, începeam, dacă vă uitați, dar trebuie să voceți foarte mult în jos. Primele mele videouri de pe TikTok sunt cu prepelițe, în care le filmam cum le pun apă, cum le pun mâncare, nici nu făceam YouTube, nici nu era vorba de YouTube în perioada aia. Și de acolo încet încet am venit clienți, o mare parte din clienți au venit prin alți clienți și Facebook și Instagram și nu mai știu cât postam și postam cu zilele, făceam 200-200 de vizualizări, lumea zicea că de ce mai postez, că îmi pierd timpul, dar de bine de rău. Nu, a ajuns TikTok-ul la 66.000 de oameni și mai sunt și acum clienți care vin pe produsele astea, nu pe pui, nu vorbim de pui acum, dar mai ales pe pui. Pe pui, da, să mulțumim, da, frumos, să rămână TikTok, șefii de la TikTok. Următoarele animăluțe după găini și prepeliți au fost câinii, că ne trebuia și nouă pază și protecție aici. Aici vorbim strict de roa și de pateu, de ciobănești. Ne doream, cel puțin ne doream de foarte mult timp. La bloc mama a zis că să nu avem câini și a avut dreptate, că nu cred că i-am fi scos noi zi de zi afară. În Popești l-am avut prima oară pe Teddy, după aia a apărut și Negruț. Știți povestea cu Negruț, doar că aici nu aveam niciun cățel, fost ideea să rămână Negruț aici. Și iarăși l-am lăsat să caute el și a avut SF-uri, de la Cane Corso la nu mai știu ce. Dar de ce SF-uri? Și l-am lăsat. Am zis să convingă. Eu îmi doream foarte mult ciobănești, am avut acasă la părinți o cățea, Elza, și foarte docilă, foarte deșteaptă, deci eu chiar îmi doream un ciobănesc german. Și la un moment dat tot el a venit cu ideea că vrea ciobănești. Da, mergea după și ce trecuse prin toate rasele de câini. Păi dacă nu mă pricepeam, era normal. Și am vorbit cu soția unui domn doctor veterinar, a încercat să ne spună o canisă, ne-a zis canisă, am vorbit, s-a dus Alex și a văzut acolo și am cumpărat undeva într-un mai. Ei fiind născuți pe 13 și pe 15 martie, nu sunt frați, că am fost întrebați de 1000 de ori. Și s-a dus și a luat. Am fost în canisă, i-am ales prima oară, după aia am venit că trebuia să le mai facă vaccin. Nu știu ce vaccin trebuia să mi-e facă și am venit după aia la nu știu câte săptămâni, 1, 2, 3, nu mai știu, și am luat. Da. Și am ales, de fapt nu i-am ales, a fost fix așa, deschis boxa, că avea foarte multe boxe, îmi doresc să reușesc să ajung o dată la dânsul să filmez, are foarte multe rase de câini, câini foarte scump, mari, frumoși, și are, deci acolo aș putea să fac 3 videouri lejer la câți câini are. A deschis dânsul ușa și primul pui care a ieșit dintr-o boxă și din cealaltă, păi ea de-aia a rămas. Și așa a venit pateu care aici nu cred că se vede și cu nebuna de roa. Roa mi-a plăcut mie foarte mult numele. Mi se pare că curte, grădină, fermă cu roa dimineții e ceea ce trebuie. Iar pateu a fost o glumă. Frate, și din glumă. Frate meu, ca să putem spune numele, că dacă el era atâtica, ca să putem spune când crește că a crescut pateu. Știți voi că era gluma aia că plouă, crește pateu, crește iarba, știți. Și de acolo Gabi a zis să-i punem pateu. Eu mă gândeam să-i punem numele Neken, că atunci când îl strig undeva în parc sau ceva, să-i zic Heineken. Înțelegeți? Dar târziu a ales Gabi, a ales mama, eu n-am mai ales.
Eu eram bucuros că i-am. De acolo am și început încet încet să mă interesez eu cum să-i dresez. Pentru că el are 50 de kilograme. Ei s-au mai certat, eu am urme pe aici, am urme pe braț, adică am fost mușcat destul de multe ori, am fost mușcat aici odată destul de grav pentru că a fost foarte aproape de venă și dar eu niciodată n-am fost mușcat să mă pedepsească pe mine, eu am fost mușcat că s-au bătut ei între ei, că te-ai băgat între ei. Da, nu i-am lăsat singura grea mea greșeală și vă sfătuiesc să nu faceți așa, cât să-mi pui lăsați în pace să se bată pentru că nu se pot răni atât de tare. În schimb, dacă nu îi lăsați când sunt mici să se așeze ierarhia, când o să devină mari și o să se bată, atunci e o problemă, pentru că și Roa a fost rănită și Pateu a fost rănit și eu de cele mai multe ori am fost rănit. Aici am fost mușcat fix când era de sărbători, în perioada sărbătorilor, medicul veterinar nu era, așa că n-aveam unde să-l duc, trebuia neapărat să-i opresc să nu se bată. Și știu că i-am despărțit, nu știu cum a scăpat unul dintre ei și a băgat colții direct în mâna mea. Deci cât sunt mici, lăsați în pace să se bată, să se certe, ca să se poată așeza ierarhia. Momentan, acum nu prea mai sunt certuri, foarte rar. Da. Foarte rar, dar credeți-mă că erau niște certuri extraordinar de mari și periculoase pentru cel care se băga între, adică eu. În momentul în care Alex nu a știut anumite, să spunem de domnul de la Oradea, da. Domnul Roman de la Oradea, căruia i-am plătit o ședință atunci sau două ședințe ca să ne sfătuiască. Bine, n-a ținut cont de timpul alocat ședinții, întotdeauna a stat cu noi mult mai mult decât a trebuit. Intram pe Zoom și vorbeam, ideea e că omul a explicat. Nu vă imaginați că o să vă spun acum, poate să vă și explice cum să-l înveți șezi, dar asta nu ne ajută cu nimic, cel puțin pe mine nu m-a ajutat cu nimic, că astea erau lucruri simple pe care le găsești peste tot. Ideea e că m-a învățat, mi-a explicat cum gândește un animal. Asta este. Exact. Trebuie și să știi să gândești ca ei ca să poți să faci ce vrei cu ei după aia. Să faci ce vrei cu ei, dacă îl iei doar că e animal sau că nu are minte sau nu. Un mic exemplu, îmi explica mereu când le spun să facă ceva, îmi spunea numai, le mai spune: "Hai Pateu, nu știu ce", că nu, deci îmi spunea mereu tonul contează foarte mult. Eu ziceam, nu știam cât de priceput, îi spuneam că aberea sau ce. După, cu timpul, mi-am dat seama, am testat treaba asta pe Pateu, îi spuneam vină un coa simplu, nu se întâmplă nimic, îi spuneam, îngroșeam vocea, trimiteam vibrația aia, se mișca instant la mine. Și așa a apărut Roa și cu Pateu, au apărut și au început să facă legea pe aici. Le-am construit padoc, le-am făcut pentru că riscul foarte mare, lumea e foarte rea, nu zic numai aici, ne e frică să nu fie otrăviți. Îi iubim mult prea mult, așa că seara multă lume a spus că îi chinuim, că îi închidem seara. Nu îi chinuim deloc, dimpotrivă ținem la el. Omul care, domnul Petre Roman, mereu mi-a spus felicitări că îi bagi înăuntru. Deci dacă dânsul mi-a zis... Până și padocul când l-am făcut am gândit că să fie distanța foarte mare de garduri și de șosele, special să nu se poate arunca deci ceva. N-ai, deci n-ai cum de pe nicio laterală să arunci ceva la ei să-i otrăvești. Ca foarte greu. Ca să vă dați seama cât de mult ne-am gândit la asta ei. Era și perioada când, dacă te aminte, în Iure, se aruncau cârnați cu cuie în ei. Da, da. În cârnați. Deci și de acolo ne-am speriat foarte tare, ne-am zis lăsați. Lăsați. Am auzit o chestie de genul, hoții care vin și bagă în cârnați somnifere, îți adorm câinii, că na, câinii mănâncă orice și ei mei mănâncă orice dacă le dai și își fac treaba după aia pe aici. Deci am zis, nu, e cineva ok, rutina o știu și ei, mâncare, padoc, ne revedem următoarea zi. Deci la partea de dresaj ne-a ajutat, bine, înainte de a da de domnul Roman, Alex a citit foarte multe. Da, dă-i. Și a lucrat foarte mult cu ei, credeți-mă. Și a lucrat cu ei și la un moment dat, degeaba citești, că nimeni nu o să-ți facă, am cumpărat și carte, ții minte? Am luat și o carte. Nu cumpărați, ascultați-mă, nu cumpărați. Și atunci am dat de, tot căutând dresaj, am dat de domnul Roman și dânsul. Cei mai buni bani investiți. Da, da, deci dacă o să aveți vreodată nevoie și aveți întrebări. Vă las pe ecran, undeva pe aici, nu știu, au site și intrați pe site la aici, cel mai bine. Da, e minunat omul și te face să gândești cum gândește animalul, ceea ce este extraordinar, pentru că atunci ai să-l înțelegi gândind ca el. Și credeți-mă că nu e aberația asta, că poate spuneți că ce mamă, stau să mă gândesc, să gândesc cum gândește câinele. Credeți-mă că exact așa e, contează foarte, foarte mult. Îi vezi, mi-a explicat pe scurt o treabă, erau la gard amândoi și era un vecin care era în stare de ebrietate. A trecut pe acolo, eu vorbisem cu domnul Petre Roman dinainte la treaba asta și mi-a explicat, vezi că masculul niciodată nu o să lase femeia să vină și ea să lupte dacă, de exemplu, vor să atace. Și dimpotrivă masculul o să o certe pe femeie să plece de acolo. Și așa a fost atunci. S-au dus amândoi la gard, erau doar ei doi, atunci nu aveam pălăbușa și pe vulpița. S-au dus la gard, a început și Roa să latre. Pateu a luat-o frumos odată, în fine, a mărit, a lătrat, a mușcat-o pe Roa, Roa schilălui și a plecat de acolo, a rămas el și s-a certat în continuare cu domnul în stare de ebrietate. Deci chestii care nu sunt inventate, pur și simplu, vezi comportamentul, îl înțelegi și de acolo poți să începi să-l modelezi cum vrei tu. Și acum el ține fetele la distanță. Da, când e ceva pe stradă, nu au voie, ei le trei trebuie să stea întotdeauna în spatele lui. Mi-a explicat domnul Petre Roman că ele, în mintea lui, ele sunt pentru reproducere și ele trebuie să rămână în spate. Cum e și în armată, femeile stau în spate ca să trateze pe cei răniți. Așa gândesc și câinii. O chestie super, mi s-a părut super interesantă treaba asta. Multe, foarte multe. Da. Foarte multe. Deci au fost cei mai buni bani investiți. Da, chiar da, chiar da. De la început, Roa a avut personalitatea ei ca și acum, deci total diferită. Nebună. E genul de
îi se rupe. Și are nebună cu astea două. Treabă. Iar acum că le mai are și pe celelalte două, e în lumea ei. Pateu docil de la început, cumințel, docil, ca așa cum e și acum. Da, dar și invers, e o problemă, spunem așa. În schimb, roa, dacă intre cineva în curte, nu e alertă, nu face urât, nu mușcă, caută joacă. În schimb, pateu, dacă eu nu sunt pe lângă, s-a întâmplat chestia asta, un om în stare de ebrietate, un vecin a vrut să ne aducă struguri, nu știu ce a vrut să ne aducă. Eu nu l-am văzut, eram în foișor, nu știu ce făceam, a ajuns până cam unde-i camera, dacă vă dați seama, fiind aici foișorul, mi-am dat seama, pateu a venit fix aici, în fața mea, s-a lungit așa, s-a încărcat, să-i spun așa. Și am spus lui nenea ăla, nu vă mișcați că el face foarte urât, adică nu mai pot să-l mai opresc. Dacă s-a apucat, nu mai am cum să-l mai opresc decât cu apă sau să trag, dar riscul iară să fiu mușcat, e foarte complicat la el. Dar în schimb, el e mult mai docil. Cine îl vede, toată lumea spune, a, e câine cu minte, știți cum e treaba? O, da, cuțu da, da. Cu minte și te ia de mână. Exact așa e și el, pare cu minte, dar nu e. Dacă nu, dacă dai motiv să se enerveze, face destul de urât. Aici o să vorbim un pic acum de patru pezi și revenim, pentru că la găini, să vă spun sincer, nu mai știu cum ne-am gândit. Noi la găini am plecat, hai și alte rase. Da, da. Ne-am dat seama care a fost primul an. Eu am făcut, nu știi că am cumpărat de undeva de pe lângă, am cumpărat ouă. Cumpărasem incubator mic Cleo și am luat unul, l-am luat și pe al doilea. A început să-mi placă ideea și asta s-a întâmplat tot un Popești. Da. Și am început să punem la incubat. Deci camara de acolo a făcut de toate. Și mă uitam la rase, mie mi-au plăcut foarte mult alea, ții minte, am avut unul singur. Te bright-uri de alea, da. Dar nu... Da. Vai ce mult mi-au plăcut. Da, din tot ce am luat ouă atunci, a ieșit decât unul am avut. Am avut unul și am cumpărat Brahma, am cumpărat Australorp, am luat de ouă. Ți-ai luat corcituri de Brahma, am avut noroc la Australorp, în schimb. La greu. La Australorp am avut noroc din prima. Am luat ce trebuia după, mi-am dat seama de rasă, am căutat pe net cum trebuie să arate și era rasa bună. Da, da, da. Dar schimb la Brahma, îl știți pe Bogdanel, Marcel din păcate, ne aducem aminte de el, se fie țărâna ușoară cu gagicile lui. De a avut o luptă cu Dihoru. La fel și el era o corcitură. Dihoru a câștigat. Da, și el era o corcitură. Noi țineam, na, de frumusețe. Dar în mare parte cu rasele cum a început. După Cleo, am zis, bai, să ne mărim un pic, hai să încercăm ceva. Și am luat un incubator mic de la Clocitoarea Ideală. Îl știți, l-am prezentat în alte videouri, vedeți că aveți aici pe canal videouri cu ambele incubatoare pe care le-am. Am căutat cel mai bun producător la noi în țară, Clocitoarea Ideală, și cel mai mare, care face de atâția ani de zile. O să mergem în episoadele următoare, într-o săptămână sau două, să mergem la fabrică. Dar vreau să mergem la fabrică fix când lucrează la un incubator, ca să vedem exact procesul, ca așa să explicăm că le iau și fac aia așa, nu e distractiv deloc, da, nu înțelegi nimic. Nu, vreau să se vadă exact câtă muncă e, vreau să... în fine, am luat primul incubator. Asta dacă nu mă înșel, acum 2 ani a fost. Da. Și am început eu să bag. Ce aveam și noi? Aveam niște moțate, aveam și noi niște australorp, splash albastru și negru. Numai că am zis, bă, aveam surplus. Hai să și vând, dacă tot am surplus, nu? Cu ajutorul TikTok-ului a fost cererea atât de mare, încât la cât timp l-am luat următorul? La o lună? Da, nu târziu. Deci la o lună, distanță maxim, ceva de genul, mi-am dat seama de potențialul vânzării, să-i spun așa, prin TikTok, am luat unul de 4 ori mai mare. De 4 ori mai mare. L-am sunat pe om, mi-am explicat situația. Bine, ideea este că nu aveam toate ouăle să le punem odată. Ouăle se puneau în eșalonat, în funcție de cum erau strânse, că erau ouăle. Le puneam paste. În tranșe de 4. Și aia atunci aveai nevoie neapărat de eclozor, ca în momentul în care se apropia ziua să poți să le muți din incubator în eclozor. Și deci fostul incubator acum a devenit eclozor. Noi n-am știut chestiile astea și ne-a ajutat foarte mult cu sfatul domnul Dinu, de la, și ne-a explicat că nu e pierdere ăla care îl aveți, că de fapt îl faceți eclozor și că vă luați altul mai mare. Am vorbit cu domnul Dinu, m-a sfătuit, i-am explicat situația, m-a întrebat, bă, ai să pui câte, mă intră foarte multe ouă în el deodată, și am spus că n-am să pun. Și mi-a explicat, poți să pui săptămânal, după 18 zile le iei și le muți în ăla mic. Am făcut exact cum ați dâns-o, am înțeles treaba și am început să scoatem pui. Da. Pui pe bandă rulantă și anul acesta, primăvara aceasta, putem spune sau nu putem spune? Că tot n-am făcut față vânzării, adică cererea a fost mult mai mare decât producția și asta ținând cont că eu nu am livrat nici măcar un pui. Da. Toți pui au venit, oameni de la Constanța, de la Brașov, de la Iași, au venit cu mașina personală până aici ca să-și ridice puii. Cred că ne-a ajutat foarte mult și faptul că cu un an înainte toți cei care au cumpărat au fost mulțumiți. Cred da, au revenit. Da, au revenit, plus că... Mai departe s-a auzit. Da, da. Exact. Și atunci a ajutat foarte mult treaba asta. Deci oarecum treaba asta cu pui a fost, nu neapărat o joacă, dar nu a fost plănuită de la început. Ba nu, pornită din joacă. Da, dar nu a fost de la început. Nu, nu a fost nu, fi afacere. Zis, bă, merge. Moțatele au devenit afacere în momentul în care am văzut că ne-au trebuit 2 zile să găsim 2 puicuțe.
Deci, efectiv, simțeam că o să rămână Ștefănel în veci singur. Și atunci am zis, dom'le, dacă sunt atât de greu de găsit, dacă, deci noi ne referim și în perimetrul nostru, București, Ilfov, Giurgiu. Da, că noi am zis, totuși în Ardeal și în partea de vest a țării găseam, dar cine se ducea pentru două? Dar nici acolo nu se găsea Timiș. Cine știe ce, ați aminte? Da, da, să zici că mai făceam la Vâlcea, cel mai aproape găsisem la Vâlcea, la un domn, să iau două scumpe, nu costa, dar trebuia la un moment dat să facem ceva. Deci noi vreau ca Ștefanel să aibă și el picuțele lui, să nu stea să plictisească. Și atunci a devenit, în momentul ăla a fost ideea de afacere, în momentul în care ne-am dat seama, nu sunt, deci nu sunt București, Ilfov, Giurgiu, împrejurim, cel mai apropiat punct este Vâlcea. Nu ne-am gândit, numai că am făcut, ne-am dat seama că față de ceea ce am cumpărat, ai noștri trăiesc, da. Nu numai că trăiesc, se dezvoltă frumos. Și atunci am început timid, așa, avem și noi, dar fără la ideea de afacere. Da, dar am început timid, recunoaște că am început timid, dar a explodat, deci noi nu... Da. Făceam față. Noi hai să începem încet, cu pași mărunți. Nu a fost să fie. Nu, dar când a fost boom-ul atât de mare pe TikTok cel puțin, primeam mama, știe foarte bine, suna telefon. A, venea mama aici, spune când venea aici, să stăm și noi cum vineam vizită și aveam 3-4 clienți care veneau. Și eram, da, mama pleca și eu eram, scuză mama, n-am apucat să vorbim nici azi. Deși nu, la început nici nu spusese unde-i domeniul Anghel. Lumea știa să ajungă, căutau, întrebau la primărie. Adică a fost să... Nu, se știa că în hotarele de Giurgiu, dar nu se știa locația exactă, nu se știa strada, nu se știa numărul, nu se știa nimic. Se duceau în centru aici sau la primărie sau la neagul la benzinărie și întrebau, domeniul Anghel, știți cumva, se afla sensat încet, încet și de noi. Și ne trezeam cu ei la poartă, sâmbătă, duminică, mă suna vecinul Ionuț, vezi că e cineva la poartă, era 6 dimineața, zic, băi, sâmbătă, lăsați-mă în pace să mă odihnesc. Aveam clienți care veneau pe riscul lor, că poate nu mai găseau, dar încercau, bă, poate prind și o pui de acolo. Da, mi-a încurajat chestia asta și cel mai mult ne-a bucurat din Buzău erau cele două doamne care au venit și au luat moțata aia care o ținea pe canapea și ne trimitea poze și... Cred că da. Deci clienții ne trimiteau poze, ne spuneau ce se întâmplă și asta. Și eram foarte, foarte bucuroși când vedeam și că erau fericiți. Da, din Buzău erau doamne mai tinere care au venit și la un moment dat pe una o ținea ba pe canapea ba, și ne trimitea poze. A, e doamna care mi-a și zis că una dintre moțate aveau și avea mai multe degete sau dintr-un deget ieșeau două degete, ceea genul. Și am spus, doamnă, îmi pare rău, nu, că nu se vede când e pui. Mai se mai întâmplă să mai iasă și cu, să zicem așa, malformații sau defecte. Și a zis că nu, că mie îmi place, că e simpatică. Da, da. Și, doamnă, na. Și am fost încurajat să mergem pe nișa asta. Da, chiar da. Și de-aia începem și cu rase noi. Doar că trebuie să fim foarte atenți că la un moment dat, în câțiva ani, la noi în țară se dezvoltă foarte bine treaba asta și la un moment dat trebuie să venim cu ceva nou. Dar nu e problemă, pentru că în afară sunt atâtea rase frumoase care la noi în țară nu sunt sau sunt corcituri. Mai departe hai să vorbim despre patrupezi. Următorul patruped la noi în fermă a fost Juni, care era în șgheabul de la Mega Image. Am luat, am urcat o mașină, i-am trimis poză mamei. Și eu până anul trecut n-am pus mâna pe pisici și aveam impresia că mă fac alergii. I-am trimis poză mamei și zic, era mașină, Juni. Zic, mamă, te rog frumos. Nu, te-am sunat cu video. Mamă, te rog frumos, putem să o luăm? La care faci? Ia. Care mi-a trimis, a intrat cu cameră, că mamă, dacă e și asta, i-am zis, da, dar eu nu pun mâna pe ea, eu să nu o văd lângă mine. Și a fost momentul în care am dat de ea. Trebuie să-mi cumpăr un pistol cu bile pentru capre și vorbesc serios, dar nu de la să doară, încât să le, când să mă duc pe la... Smochinul meu care vreau să mănânc și eu smochină. O să-i fac, v-am spus, ați văzut în episodul anterior de sâmbătă, că am acolo plasă bordurată și vreau să-i fac o curte la smochinul ăla, dar oricum ele au început să învețe la... că n-au voie. De exemplu, acum dacă mi-atacă camera, vezi că mi-atacă camera. De un brânci de acolo. Da, și o să încerc să vă las pe ecran poze cu mama și cu Juni în magazie. Deci Juni a fost luată din Burlan, la Burlanul de la Mega Image din centrul de la Hotarele. Erau vreo 3-4 câini, are o să o salvăm. Următoarea a fost... 3-4 câini, da. Da, următoarea a fost Pitic. Pitic a fost la livadă. Da. Era într-un pom, frații surioarele, pe scurt, poveste tristă, cu happy end doar pentru ea, din păcate. Frații surioarele erau împrăștiate pe jos, împrăștiate, da, vulpi sau cine știe ce l-a atacat. Când am văzut-o cât a stat acolo, am vrut în primă fază să o luăm, să o salvăm, Găsisem și cui să o dăm. Și în momentul când am venit și am văzut-o cât de prietenoasă este și cât de frumoasă este, i-am zis, blochează numărul doamnei, no, că să o dai. I-am zis, până la urmă, doamnă, ne pare rău, ne-am atașat de ea, era fericită și dânsa că o păstrăm noi și a rămas... Deci am zis, une încă una, ce facem? Da, iarăși Pitic cu Roa sunt cele mai independente... Hai, măi. Cele mai nebune. Sunt foarte independente. Prea independente. Sunt extraordinare. Deci au o personalitate așa cum ar trebui să fie. Înainte de Pitic, noi am uitat să spunem că au fost
Lăbușa cu... Pentru că Lăbușa și cu Vulpița erau un partel alt acolo, le țineam într-un paduc, le făcusem ceva. Lăbușa cu... așa au fost aici prima dată găsite. A, le-am găsit aici pe drum, Lăbușa, da? Lăbușa a fost accidentată. A fost călcată de mașină. A luat Alexandru 3 săptămâni bandaj cu miere, cu antibiotice, cu tot ce trebuie. Încă o dată îi mulțumim și domnului veterinar, care deși chiar este de la noi din sat, ne-a ajutat foarte mult. Foarte, foarte mult. Ne-a ajutat cu fetele, ne-a învățat cum să pansăm, noi nu știam nimic, ne-a făcut vaccinurile, deparazitările, sfaturi. Reduceri consistente, mai ales pentru ce nu a fost neapărat planificat. De exemplu, pentru Lăbușa, Vulpița și Pisici au fost reduceri extraordinar de mari pentru că știa aprecia că le-am salvat. Da, da. Exact. Bine, acum să nu uităm că și dânsul face chestii și salvează și atunci normal că a apreciat asta cu salvatul. Deci am avut și oameni, adică și avem oameni lângă noi. Da. Puțin, dar buni. Da. Asta da, contează. Da. Iar un veterinar, un doctor veterinar e foarte bine, bun. Acum... după boxa mare din spatele meu, ați văzut în mare parte prezentarea fermei. Nu mai are rost acum să luăm camera sau să vorbim iarăși despre treaba asta, pentru că vă plictisim și cu ocazia asta vă fac să vă întoarceți și la videourile un pic mai vechi. A fost boxa mare pe terasă din casa veche, din acoperișul casei vechi. Am luat lemn, am făcut boxe pentru păsările mai mici. Au urmat boxele acestea trei în care stau australopul negru, australopul splash și albastru și moțatele olandeze. Vor fi modificări aici. Au mai fost două boxe aici făcute și încă două în partea elaltă. Urmează pe viitor, sper, încă o boxă în partea elaltă. V-am spus cea pe care vreau să o cumpăr, o să vă arăt, o să vă arăt și cum se montează. Mi se par geniale dacă pui ca și calitate-preț, dacă faci un raport, merită foarte mult acele boxe. Doar că trebuie să curăț acolo, știți că am curățat doar în zona asta momentan, mai am mult de muncă și de treabă aici și vorba aia trebuie și dinero, nu? Mai vrem rase. Am primit ieri un mesaj de la un domn, mi s-a părut genial, m-a întrebat dacă poate de acum, deci nu dacă vă dați seama, noi suntem în septembrie, pe 2. Da. Ieri, pe 1, am primit mesaj dacă poate să facă rezervare de pe acum de pui de iam cimanii pentru la anul, pentru primăvara anului viitor. Deci vă dați seama, cu atâtea luni înainte, mă bucură că văd dorința și îmi doresc din ce în ce mai mult, cât mai multe rase. Și nu cred în chestia pe care m-au spus-o foarte mulți oameni și m-au demoralizat, că e greu să ai multe rase. Nu e adevărat. Pentru că dacă ei se îmbolnăvească, cum sunt astea trei boxe, dacă s-a îmbolnăvit, de exemplu, Australopus Splash, s-au îmbolnăvit toți și au murit toți. Nu e chestia asta că mi se îmbolnăvește doar Australopus Splash. Nu există așa ceva. Recunosc că e mult mai mult de muncă, pentru că trebuie să culegi ouăle de la fiecare, trebuie să le oferi tuturor apă, mâncare și curățenie și buruiană, dacă vrei să-ți producă. Dar nu se știe niciodată pe viitor. Plus că acum le spunem și secretul nostru pe care o să-l adaug și aici la început de ecran, să-i fac să urmărească până la final. De-aia am vrut să vă zic treaba asta la final, ca să vă fac să stați până la final. Le spunem, dar nu le spunem ce. Zi, le spunem? Hai, le spunem. Așa, micuț. Avem ca target, sper să ne iasă, că aici colaborăm amândoi și cu Alex Fota de la Din Terariu. Vrem să aducem... ceva nou pe piață. Exact. Pum. Mai mult la ta nu vă spune. Vă spune că sunt animale. În România nu există. E greu de adus, adică foarte greu, da, plus că iarăși ce credeți că dacă luăm din afară nu există riscul de a nu fi ceea ce da, aici trebuie. Da, aici să sperăm că cu ajutorul lui Alex Fota să luăm ce Alex, trebuie, da, da, pentru că el se pricepe. Și chiar ne dorim să venim cu ceva nou pe piață. Și de fapt, de aici încolo tot timpul o să venim cu ceva nou. Da, da. Pentru că Ne-am uitat o treabă, asta, dacă mă întreb pe mine. Uitați, vorbim și de căprițe. Căprițele nu au fost în plan. Am vrut să facem dar acolo... Dar să termin în episodul ăsta toate animalele, nu spune de capre. Bine, nu spune de capre. În capre veți vedea în episodul următor. În episodul următor o să începem să vorbim un pic și de partea de grădină. O să vorbim și de partea de aici. Și o să vorbim un pic și despre planurile de viitor în mare, pentru că sigur ne mai sucim de 10 ori. Ah, da. Da. Deci ați văzut până acum de câte ori ne-ați sucit aici și multe chestii, multă lume, știi că ne-ai mai văzut, a pățit și mama să fim trași de ure, că de ce ai făcut ăla acolo, de exemplu foișorul, că l-am făcut aiurea, l-am făcut în mijloc. Ăsta nici nu era în plan vreodată aici. Nu, doar că anul trecut ne bătea foarte tare la grătar soarele în cap, nu aveam unde să ne așezăm. Cred că o să vă las, am sigur niște poze și vă las că făceam unde sunt acum boxele. Umbrele și corturi am avut o mie, la fiecare bătaie de vânt mai zbura unul pe acolo și am zis, doamne, trebuie să facem ceva stabil încât să putem sta și noi la umbră. Exact. Deci era crunt, crunt de stat aici. Și iarna, să nu vorbim iarna, cât de bine iarna în el. Da, afară sunt 0 grade, în el sunt 10 grade, dacă îi dau drumul la... O să-l izolăm bine, avem soba. Iar soba, să vă zic cum a fost cumpărată soba, într-o noapte am citit cu blackout-ul. O să fie blackout. Și când o să avem curent, nu o să avem nici așa la 10 noapte de pe telefon, făceam comandă de sobă. În loc să ducea la pad de panouri, că era mai inteligent, da, seta de sobă. Nu, da, să dar nu se gândea, da, nu se gândea dacă să avem sobă să ne gătim noi, nu, ea se gândea nu, să facem... Nu, la câini, aveam să fac mâncare să facem orez cu paste la câini, deci vă dați seama unde era sigur mintea noastră. Sigur avea frică, mi-era, da, aoleu, cum de mâncare la căței, ce mănâncă câinii noștri. Și repede am comandat la 10 noaptea soba.
Și așa am ales păi consomă. Nu discutam seara cu mama, bă, apă, de apă avem, că avem izvor aici, apă, da. Suntem asigurați. Dar ce facem noi de... Cum încălzim să le facem la ăștia mâncare? Și a luat soba, care acum e foarte bună, dar asta soba asta pe dreapta 2 ani de zile a stat în magazin pe degeaba, nemontată, da, ni nimic. Da, nemontată, ni nimic. Stă acolo, când am terminat ăsta aici am făcut. Și chiar ajută și scoate banii. Multe au fost cumpărate așa, fără să ne dăm seama. Da. Foarte multe. Cam atâta pentru azi. Voi vedeți video-ul ăsta, sper duminică, sper să reușesc că am timp astăzi, că nu mai am nici antrenamente. E foarte mult editat și la el, cred că sunt undeva la o oră și ceva. Trebuie și adăugat imagini, trebuie să intru în hard disk extern, să le iau, să le aduc în fine. Nu uitați că duminică voi și filma dacă nu eram fermier, când mă duc la șef Nicu Bal și o să fac și urma prietenilor mei, o să-i otrăvesc. Vedem ce iese, glumesc, nu o să-i otrăvesc, dar nu o să le fie nici bine. Îl am pe băiatul care mi-a adus moțata în spate, se strâmbă. Care vine și el mâine. A zis că se mai gândește dacă vine mâine. Sigur, mai vine. Vedem. Și încerc să revin un pic mai în forță. În toamnă și în iarnă promit că o să vin cu un content mai bun, pentru că o să am timp să mă deplasez și o să mergem în multe locuri. Mă refer strict la ce e legat în mare parte de animale și de agricultură. Da, da, da. Deci cam atâta pentru azi. Vă mulțumim. Și ne revedem data viitoare, următorul vlog. Mama o să plece, o să plece în concediu. Nu știu când îl facem pe următorul, pentru că avem treabă. Dar vedem. Poți să-i la revedere? La revedere. Și nu uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!